data de 5 mai 2024, să vedem un pic această colonie, cu toate cred că arată bine. Plecând de la două rame, mă uitai așa un pic la urdinii și văd că polen intră suficient, colonia lucrează bine, deci nu ar fi o problemă cu intrarea în frigurile roicului. Acum, principalul obiect de acum încolo este acesta de a ține în frâu coloniile să nu intre în frigurile roitului. Acum să văd un pic cum arată, să-i dau și lui, să-i mai dau o foaie la crescut, să văd cum arată el așa frumușel plecând de la două rame, fiind o matcă și de, cât să zic, de anul trecut, este o mătcuță de anul trecut. Ce de menționat este că această colonie anul trecut a avut puiet văros și am schimbat regina cu o regină de bună calitate, iar anul ăsta iată ce fain se dezvoltă. Acum, în cazul puietului văros, trebuie schimbate reginele. Din ce motiv? Fiindcă reginele respective s-au împerecheat cu niște trântori, să zicem așa, care au transmis puietul văros, cu niște trântori de proastă calitate. Și acolo când se împerechează regina, ia câte un sertar, să zic așa, și înmagazinează un pachet de spermă de la un trântor, încă un pachet, el e așezat tot pachete, nu este amestecat spermatozoidul, nu este amestecat în matcă, în sacul de spermă, nu este, să zic așa, amestecat, el vine la rând. Și dacă s-a împerecheat, să zic, cu 10 trântori, cu 5, atunci la al treilea, al patrulea trântore, acel rând de spermatozoi s-ar putea să fie de niște albină care este slabă, adică e mai slabă și nu face față la a gestiona puietul văros. Curățăm ceara, mi-am adus o găleată, este importantă ceara, așa câte un pic, câte un pic se adună, adune acolo 2-3 găleți de ceară, vreo 5 kg se adună, probabil, și atunci cu acea ceară o bagi la topit și mai faci acolo 50 de foițe, îndepărtez albina să pot să-mi iau ceara de aici, de deasupra. Iau, o adunăm, fiindcă este nevoie de ceară. Acum văd că s-a încălzit timpul destul de binișor și ar trebui să diluez formicul, să ajung cu el la 40 de grade, gata, termin cu 60 de grade. Am vrut să mai le dau, dar nu am de ce să risc, adică am văzut că sunt destul de curați, varoa nu e. E, dar într-o, să zic așa, într-o măsură acceptabilă. La câtă ceară a crescut deja această colonie, puteam să cresc 10 foi, dacă doream acest lucru. Bun, să îndepărtez prima ramă, mâncare sigur
își aduce, deci nu cred că are probleme cu mâncarea, pentru a aduce miere, albina are nevoie de miere ca să se deplaseze la floare. Albina trebuie să plece cu o cantitate anume de miere în gușă. Aici are nectar. Așa, vreau să-i scot diafragma. Scot această diafragmă, pe care e o cantitate destul de bună de albină. Nu mai avem nevoie de diafragmă. Aduc rama înapoi, cea cu nectar, cea cu mâncare. Așa. Și o să avem exact un loc pentru a-i da o foaie, o să-i dau o foaie. Se dezvoltă frumos, avem ouă și larve. Mare parte ouă. E bine. Mai ridic o ramă, după care trec direct în capătul opus la foaia crescută, fiindcă lângă ea îi dau altă foaie. Acolo era ouă, pe rama asta sunt larve. Da, foarte frumos. Mă interesează și puietul căpăcit. Dacă anul trecut a fost o colonie cu puiet văros, trebuie urmărit tot timpul sănătatea albinei. Probabil că această ramă este puietul căpăcit. Larvarul mă interesează pentru a vedea dacă a intrat în friguri, iar căpăcitul pentru a vedea puietul sănătos. Bun, arată foarte, foarte bine. Iată ce se poate obține cu o matcă bună, da? Deci, mărcilii trebuie schimbate pentru a avea o albină mai rezistentă la puietul văros. Asta paralel cu diferite tratamente antifungice. Iată, nu-l mai deranjez. În cazul meu, tratamentul cu fungic este ceaiul cu uleiuri esențiale, ceaiul de scorțișoară și cuișoară. Se pare că a făcut o treabă foarte, foarte bună. Nu mă interesează decât foița, să văd cum e construită și dacă este o matcă bună, clar, se poate înmulți. Deci urmărești sănătatea, urmărești intrarea în figur și construcția de foițe. Iată ce frumos! A construit foarte, foarte fain. Văd că celulele vrea să le pregătească de oat, dar va decide ea ce va dori să facă. Foiță foarte bine construită. Aici totuși are câteva celule de trântor. Nu e nicio problemă mai. Dar rama arată foarte bine. Și acum lângă ea adaug o altă foiță. Aici băgăm o altă foaie.
Această colonie arată super. Putem să stăm liniștiți. Zic eu, două săptămâni n-are treabă cu intrarea în frigurile roitului. Bun. Cam atât la această colonie. În următorul film vreau să mă duc la Reginele Negre, care sunt mutate, au fost mutate, scoase, să văd cum s-a împărțit cu legătoarea, dacă s-au înghesuit, deci acolo este un pic mai mult de lucru. Până la următorul film, numai bine!